Din nou vă salut. Puteți vedea și eu spun cu multă plăcere și insist pe chestiunea asta că lucrez în două birouri, iar acesta unde filmez acum este biroul de la cabană, care este o mansardă. Deci, mi-am dorit toată viața, probabil influențat de Balzac. Nu? Probabil că acolo se vorbește foarte mult de mansardă. Lucien de Rubempré trăia la mansardă, era frig, aici la mine nu e frig. E cald și dacă vreau fac și mai cald. Și în general, tot romantismul vorbește despre mansarde, dar în special Balzac și ideea de mansardă, de boemă, aparține Franței. La în fine, nu asta e problema. Problema pentru care fac această înregistrare este să subliniez un lucru pe care nu l-am văzut pus în valoare după Congresul PNL. Și anume că acest congres i-a făcut pe foarte mulți oameni. I-a făcut oameni. Ei nu erau, erau politicieni. Pur și simplu și prizonieri și se spune că adevărul te face om, deci ei erau într-o minciună, într-o minciună, că Iohannis e așa și pe dincolo, că nu există statul paralel, că statul de drept, că Chioveși, tot felul de lucruri. Când eu scriam altceva, ei și oamenilor mă înjurau rău de tot, deci mă înjurau birjărește, nu mă rănește. Și acest congres și situația de dinainte de congres, campania asta a lor, i-a făcut pe ei oameni. Din punctul ăsta de vedere, congresul din 25 septembrie este un moment istoric, așa cum s-a desfășurat el. Ei bine, dacă am înțeles corect, 1800 de oameni sau 1800 și ceva de oameni au votat cu Ludovic Orban. Da? Bun. Deci, acești 1800 și ceva de oameni au știut că va câștiga câți. L-au văzut acolo pe Iohannis, era clar mesajul lui Iohannis și așa mai departe. Ar fi putut să joace fiecare dintre ei o piesă de teatru și să se laude, să ducă, să arate votul și ei. Uite, domnule, am votat cu Câțu, vreau să promovez, dați-mi banii, care erau primari, sau care aveau vreun schelet, un dulap sau o bubă în cap mai, că schelete trebuie să fie important ca să ai schelet. Domnule, lăsați-mă în pace. Da? Nu, uite, 1800 de oameni au fost curajoși și demni. Și și-au însușit adevărul despre ce s-a întâmplat astăzi în România. Și fiecare vot al celor 1800 de oameni este un vot în favoarea ce se întâmplă astăzi în România. Eu apreciez extrem de tare, îi apreciez foarte mult pe acești, în general, omul, când vine el la matca lui. Deci eu nu cred că el să tot spune bine, dar ce a făcut înainte Orban, că faza cu cine e generalul sau slugărnicia sau cine nu s-a ia condamnare sau nu, faptul că omul ăsta a avut puterea să spună adevărul, că l-a strâns în el. El în timpul ăsta a știut că minte. În an de zile, cât a fost el mare scul acolo.
El a știut precis că minte, că e în fals. El când stătea, mi-aduc aminte de o scenă, stătea Orban la GDS, cred, la redacția revistei 22 sau oricum la grupul pentru dialog social, cu Liceanu și cu Coduța Chioveși. După ce fusese trimis în judecată de DNA și cred că a achitat sau nu știu, în sfârșit. Dar era Coduța Chioveși și cu Liceanu și cu numai, cred, probabil că și Mălimboț a fost pe acolo, nu mai știu. Dar faptul că omul ăsta și-a revenit, deci faptul că la un moment dat e ca în creștinism, da? Ca în chestiunea cu oaia rătăcită. Deci e mai importantă oaia rătăcită decât toată turma. Pe mie oile astea rătăcite de la PNL îmi provoacă o atitudine de respect și de admirație. Foarte serios. Deci să fii tu capabil la un moment dat să zici, băi, am greșit, am mâncat ce nu trebuie. Și după ani de zile, pentru că au trecut ani de când ei tot închină la Iohannis ca la Vițelul de Aur și au făcut parteneriate și alte... când era vizibil cine este Klaus Iohannis, au negat jocurile statului paralel, au negat binomul. Când era vizibil că binomul face ravagii în România și vrea să distrugă capitalul străin, au negat jocurile de interese pe care Klaus Iohannis și oamenii lui le-au făcut pentru Germania. Nu? Sparanghelul e, chestiunea cu sparanghelul e copilărie, sunt lucruri grave și au mai apărut. Uite, de pildă, că mi-aduc aminte acum, a apărut informația că Câțu a trimis ANAF-ul la firmele care au tiruri, firmele românești care au tiruri, să le calculeze diurnele șoferilor, să le bage în salariu, dar pe ani de zile înainte, pornind din 2015. Deci pe firmele astea le bagă în faliment. Deci o chestiune care ține de... Nu, domne, am interpretat noi legea, trebuiau puse la salarii și impozitate. Și ca atare firmele astea vor da faliment. Și scrie unul Petrișor pe eu, scrie în gândul că Germania are nevoie de nu știu câte sute de șoferi de tir și nu îi găsește că neamțul nu mai are el chef să mai conducă tirul. El stă acolo pe ajutor social eventual. Și atunci hai că facem o chestie în România și gonim toți șoferii de tir la firmele din Germania. Bun înțeles cum înălucăți. Asta ca să mai dau un exemplu. Că pot fi date 10 sute. Se poate scrie o carte neagră în sensul ăsta. Dar să revenim la chestiune. Deci pe toți cei 1800 de inși care au votat acolo cu Orban, cu răspopitul Orban, luați-o și așa dacă vreți. Ce omul a zis că nu mai vrea să audă de parteneriat cu Iohannis, că își cere scuze că i-a îndemnat pe român să voteze cu Iohannis. Nu vă place? Mie îmi place. Mie mi se pare o chestiune de caracter. Încă o dată, să poți să... Unii spun, i-am auzit, mari ziariști, da, Cristoiu, de pildă, spune cu un domne că uite ce făcea, a și demonstrat cum îl primea la Palatul Victoria când era premier pe Iohannis, cum se căciulea în fața lui, dar ce contează? Important omul, că omul și-a revenit, a putut să se rupă de trecut, dar a putut să-și spele păcatele, dacă vreți. Asta este un lucru extrem de frumos. Mie, nu știu, eu sunt într-o admirație extraordinară. Când poți să faci așa ceva, domnule, am greșit. A, uite, am gândit-o. Dă-mi oportunist de frică. Sau poate că la inițial așa am gândit. Am gândit, băi, e un neamț, e o treabă, nu știu ce a făcut el pe la Sibiu și așa mai departe. Uite ce înalt e, uite cum e. Are legături cu Germania, foarte bine că le are, pentru că noi trebuie să ne dezvoltăm capitalul german, să vină aici.
fără să-și închipuie că noi nu avem parteneriată, că este o vorbă goală, da? Noi nu, nici măcar nu am vândut, noi am început să dăm degeaba și așa mai departe. N-a știut omul, poate la început. După care n-a știut că n-a mai avut curaj să se rupă și la un moment dat a avut curaj, simțind că pierde totul. Câteva cuvinte despre președintele de la Argeș și al PNL Argeș, Adrian Miuțescu, care e posibil să pierdă și el totul. Ieri, pe surse, PS News spunea că Câțu va dizolva organizația de la Vrancea și organizația de la Argeș și ca atare nu vor mai fi președinți cei care sunt la Argeș, urmând să vină Alina Gorghiu. Alte surse spun că ar veni Daniel Constantin și Alina Gorghiu ar merge la sectorul ăla din București, unde de asemenea vrea să dizolve sau invers, în fine. Acum, să știți că și Adrian Miuțescu, la fel ca și cei 1800, se bucură de tot respectul meu. Faptul că 25 de ani, doamne, nu mai și nu mai...